Și bine te-am regăsit la o nouă emisiune. Este posibil. Jim Brown spune un lucru extrem de interesant. Zice că dacă nu-ți place situația actuală, atunci fost schimbare. Nu ești copac. Nu? Foarte frumos spus. În emisiunile anterioare am vorbit despre o groază de lucruri. Am, am avut două emisiuni, apropo, de acțiune, și uh, am zis să continui un pic. Această acțiune cu o acțiune concretă. Am spus în emisiunile anterioare că potențialul nostru intern contează mai mult decât potențialul nostru extern. Că ceea ce vine din noi contează mai mult decât ceea ce vine din afară. Adică, potențialul extern ajută, e adevărat. Însă, dacă nu accesezi tot ce ai în interiorul tău, nu ajungi nicăieri. Indiferent. Cine te sponsorizează, indiferent câți bani ai avea, indiferent ce resurse ai, dacă nu accesezi ce este în tine, dacă nu accesezi unicitatea ta, nu ajungi nicăieri. O să risipești banii, o să faci tot felul de greșeli și uh, poți ajunge mai rău decât ai fost înainte. Ok. Eu m-am hotărât ca nu numai să vorbesc despre acțiune. Și în seara asta. Este un. seara asta reprezintă un moment crucial pentru că voi face un lucru pe care foarte puțini oameni l-au făcut, foarte puțini traineri l-au făcut. Voi demonstra în următoarele 180 de zile că este posibil, că orice este posibil. Voi demonstra că resursele noastre interne contează. Și că nu resursele noastre externe. Însă nu voi demonstra singur. Am nevoie de niște participanți. Am nevoie de niște oameni, 50 de oameni, am nevoie de 50 de oameni care vor să schimbe radical viața, care într-adevăr. Vor să schimbe radical viața. Nu care doar au așa o dorință călduță și uh, uh, visează cât de cât că ar dori să schimbe viața. Nu, care vor să schimbe viața într-un mod radical. Adică care vor să schimbe felul în care gândesc și implicit felul în care arată și implicit felul în care uh, dețin anumite lucruri. Totul se va schimba. Pornesc o campanie cu ajutorul tău. Pornesc o campanie prin care eu voi demonstra că este posibil, și re revin la ceea ce sunt la trainer, și tu vei rămâne pe o poziție extraordinară. Tu îți vei schimba radical viața. Cum vom face chestia asta? În primul rând, o să selectez oamenii ăștia. Adică nu, nu există primul venit, primul servit. Nu, nu există, eu știu, nu voi selecta oameni care nu, nu au flexibilitate. Nu voi selecta oameni care, eu știu, care au o, o viziune îngustă asupra lumii sau voi selecta oameni care au o perspectivă. Voi selecta oameni care au o foame. Au, sunt înfometați pentru a reuși. Voi selecta oameni chiar dacă uh, situația ta socială sau situația ta materială sau uh, eu știu studiile tale, nu mă interesează lucrurile astea. Mă interesează că vrei să te schimbi. Și în următoarele 180 de zile, în, în precampania asta de... Uh, 90 de zile până pe 3 septembrie și în urmă în campanie de încă 90 de zile, te vei schimba radical, fără resurse externe. Și la sfârșitul camp campaniei, eu îți voi da niște alegeri care îți vor schimba și situația financiară într-un mod radical. Însă nu înainte de a fi total pregătit. Eu îți voi oferi niște alegeri. Tu hotărăști pe ce traseu mergi. Și tu hotărăști cum va fi viața ta. Nu eu. Când vorbesc despre schimbare, um, nu vreau să te să schimb felul tău de a fi, cum să spun eu, um, originalitatea ta. Nu vreau să devii o copie a cuiva. Nu vreau să mă copiez pe mine. Nu vreau să faci neapărat. Ca mine, ci vreau să rămâi unic, așa cum ești tu. Însă... Ceea ce se va schimba, se va schimba setarea mentală, se va schimba orientarea ta. Adică vei ști exact ce vrei, vei ști exact cum să faci anumite lucruri, îți voi da anumite metode prin care să ajungi unde dorești să ajungi. Asta, prin, la, la asta mă refer când mă refer la schimbare. Și în, 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 pe tot parcursul acestor 180 de zile, eu mă voi dedica acestui acestei campanii, în sensul că uh, vei primi tot ce știu eu, în esență tot ce știu eu, direct, one on one, deci nu la distanță, nu direct, în cursuri intensive de o zi, de două zile, de trei zile, care nu te vor costa bani, însă la prima, la primul semn că efortul meu nu este susținut de un efort de aceeași valoare din partea ta, vei părăsi echipa. La primul semn de, eu știu, negativism sau victimizare sau mai știu eu ce, la primul semn de lene, la primul semn de lipsă de disciplină, vei părăsi echipa. Însă eu nu cred, am experiența necesară și nu cred că o să se întâmple chestia asta, pentru că așa cum am spus, vei fi, vei face parte din această echipă care se va ridica sky high uh, numai dacă eu decid lucrul ăsta. Altfel nu. Este programul meu în leadership nu există democrație, în leadership există parteneriat, uh, însă parteneriatul trebuie să-l meriți Adică trebuie să te ridici la nivelul în, în care meriți acel parteneriat. Uh, în leadership uh, este necesar să faci anumite lucruri care ți se spun la început. Adică nu o să te pun să faci prostii, o să te pun să înveți, o să te pun să-ți faci niște teme, o să te pun să faci niște eforturi, nu financiare, niște eforturi de energie, niște eforturi de timp de, pentru tine. Nu pentru mine, ci pentru tine. Și. Uh, Vreau ca la finalul acestei precampanii, când uh, toți cei 50 vor fi uh, antrenat suficient, să devină lideri, să facă aceeași campanie pe care o fac eu și să perpetuăm lucrul ăsta, să arătăm lumii ăsteia în care suntem. Că este posibil, că putem să facem lucruri, că putem să ne împlinim viziunea, că putem să obținem tot ce e mai bun de la viață, fără să așteptăm din afara noastră. Întotdeauna am făcut lucrul ăsta. Deci v-am spus că tot, tot, ce, tot ce am spus în emisiunile astea de până acum, eu le-am trăit, într-un fel sau altul. Le-am trăit pe pielea mea. De aia sunt atât de convins. Pentru mine este un risc major să fac lucrul ăsta. Însă îl fac pentru că sunt absolut convins că funcționează. De ce? Pentru că a funcționat la mine. La fel va funcționa cu siguranță și la tine. Și iată cum pornim. Primul test pentru tine este să mă cauți. Nu o să vin eu după tine. Dacă vrei să te schimbi, dacă vrei să faci ceva din viața ta, dacă vrei ca eu să-ți dăruiesc tot ce am eu, să nu crezi cumva, că o să vin eu să te caut. Pentru că nu o să întâmple chestia asta. Deci va trebui să mă cauți. Există mijloace pe care poți să mă găsești cu siguranță. Um, și va trebui să mă convingi. Cum îți pregătești asta, habar n-am. Ai o grămadă de emisiuni la pe care le-am difuzat înainte și ai, ai timpul necesar să faci acest lucru. Va trebui să mă convingi că vrei. Va trebui să mă convingi că vrei să schimbi atitudinea. Va trebui să mă convingi că vrei să treci de pe acest nivel, pe acest nivel sau pe acest nivel. Eu pot să te duc acolo. Pot să fac lucrul ăsta pentru tine. Pot să-ți dăruiesc tot ce știu eu. Însă, n-am cum să-ți Vâr pe gât chestia asta. N-am cum să te forțez să faci lucrul ăsta, n-am cum să, fără deschiderea ta, fără bunăvoința ta, fără, fără voința ta. Cam așa o să funcționeze lucrul ăsta. Și vor fi patru etape. Imediat luăm un telefon. Vor fi patru etape pe care le vom parcurge. Prima etapă este cea a energizării. După ce facem această selecție, voi căuta să, să, să creez, să creăm împreună suficientă energie emoțională și motivațională ca să... și tensiune creativă, bineînțeles, ca astfel încât să simți nevoia de schimbare. Asta e, asta, e primul, asta, e, asta e primul pas pe care îl facem. Următorul pas este etapa deciziei. Vom trece și prin această etapă. În această etapă, vom crea suficientă înțelegere și cunoaștere și vom genera suficientă putere de decizie. Ok? Vom lua o decizie. După aia avem etapa creierii, în care ne vom face un plan concret de acțiune bazat pe tot ceea ce am acumulat în, în între timp. Și bineînțeles că a patra etapă va fi aceea de solidificare, care se va încheia cu un eveniment major pe 3 septembrie. Deci țineți minte, pe 3 septembrie. Și pe 3 decembrie, pe 3 septembrie se încheie precampania, pe 3 decembrie se încheie campania. Pe 3 decembrie veți fi cu totul alți oameni, dacă participați la chestia asta, din toate punctele de vedere. Și fizic și din, din perspectiva sănătății și fizică și psihică și mentală și a cunoașterii și a energiei și a banilor. Deci vă veți schimba radical. Cu condiția să vreți lucrul ăsta și să vreți să accesați tot ce este în interiorul vostru. În etapa solidificării vom, vom învăța că orice reușită este musai să fie ancorată corespunzător. Este musai să, să, să facă parte din noi, să devină, să devină o parte din noi, să devină baza a ceea ce suntem pentru că așa construim, în acest fel construim fundația iar pe această fundație putem construi absolut orice. Ok, luăm un telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Da, te ascult! E... Aș vrea să o scriu și soția mea să participă din. printre cei. Deci, n-ai cum să o, -o la în, în direct. Deci, nu se poate înscrie în direct. După ce încheiem emisiunea, da. am patru, sunt patru pagini de Facebook, inclusiv pagina oficială a emisiunii. Poți să mă contactezi în felul ăsta. Deci, îți voi răspunde în felul ăsta și uh, vom stabili o întâlnire de interviu. Voi stabili o da. întâlnire de interviu cu fiecare dintre, dintre voi. ok? Uh, nu trebuie să scrie acum. Nu e necesar să înscrie. Ok? Mulțumesc! Aștept? Aștept. Uh, să vă, a, aștept cu nerăbdare să fiu față în față cu tine sau cu soția ta. Uh, și uh, să pornim la treabă. Aștept cu nerăbdare să-i găsesc pe toți cei pe care mi-am propus să-i găsesc. Adică 50 de oameni. 49, de fapt, ca al 50-lea sunt eu. 49 de oameni își vor schimba radical viața. Nu cu ajutorul emisiunii, ci direct. Îi voi antrena direct, fără niciun fel de pretenții. Mai bine dată nu crezi se poate. Investiția voastră, apropo de. Probabil că sunteți curioși la astea, dar cât o să investesc? Eu știu, probabil, dacă fumezi mai puțin decât investești în țigări într-o lună de zile. Că normal trebuie să te deplasezi, trebuie să închiriem niște săli, trebuie să facem niște lucruri. Dar cam aia e investiția. Adică 100, 2, 3 de lei, foarte puțin. De-aia vreau să păstrez procentul. 1%, 1%. Păstrăm procentul, păstrez ce am spus, demonstrez ce am spus. 1% resurse externe, 99% resurse interne. Și după asta, după ce noi vom face lucrul ăsta, foarte mulți oameni se vor schimba după noi. Cred eu. Alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Aș vrea să vă întreb. Noi de la Bistrița sau din provincia, din alte orașe, cum am putea să participăm la această campanie? Nu știu, găsiți o cale. Mă întrebați pe mine, de ce mă întrebați pe mine? De, la, 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 la chestia asta va trebui să găsiți o cale. Va trebui să vă strângeți acolo, eventual, și vin și acolo, nu-i problemă. Dar asta um... vroiam să vă întreb. Dacă sunteți de acord să veniți și în nordul țării, adică în, altă, în alt oraș. Sunt de acord dacă sunt suficienți oameni. Ce sunt înseamnă? De acord. Însă pentru interviu. Pentru interviu, nu sunt de acord să vin acolo. Deci, pentru interviu, dacă dumneavoastră vreți să participați într-adevăr la acest program, va trebui să mă convingeți să mă căutați, nu să vin eu după dumneavoastră. Pentru că nu o să da, întâmple că, chestia asta. Ok. Câte persoane deci, ar trebui ca să fie, ca să puteți veni în, să zic, în quadru? Nu știu, însă pentru interviu v-am spus, nu vin. Da, da, după nu este nicio problemă. Da. Ok. Să... Deci, după aia. Putem discuta. După aia putem discuta. Oricum, în, uh, vor fi cinci sesiuni. Cinci sesiuni de uh, training intensiv. De o zi sau două zile. În, în astea trei luni. În primele trei luni. În care ve, va trebui să ne strângem în același loc. Da. Toți. Da, da, da. Toți cei 50 va trebui să ne strângem în același loc. Adică va trebui să faceți efortul să veniți unde stabilim de comun acord. Ok? Da. Adică să fie bine și pentru Bistrița, și pentru București, și pentru... Ne vedem undeva la jumate, în, nu? În ca centru țării, da. Ca să fie bine pentru toată lumea. Asta pot să fac. Însă pentru interviu, pentru a participa la acest proiect, va trebui să mă caută, să mă căutați și să veniți după mine. Da. Ok? Bine. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu vă mulțumesc. Um, deci, Ultima etapă, așa cum am spus, va fi acea etapă a energizării. Etapa sărbătoririi în care vom fixa toate aceste lucruri. Le, le, le vom fixa în, 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 în ființa noastră. Vom, vom sărbători de ce ca să avem să avem întotdeauna un, un punct pozitiv de plecare. Am văzut niște cum să-i spun, niște comentarii apropo de faptul că sunt arogant sau eu știu, nu sunt arogant. Nu sunt modest, e adevărat, nu sunt modest. Modestia mie mi se pare un atribut al oamenilor care nu sunt în stare să facă lucruri. Eu sunt în stare să fac lucruri și sunt mândru că pot să fac anumite lucruri. Mă mândresc însă nu într-un mod arogant, cu pregătirea, cu experiența pe care o am, Asta nu, nu înseamnă aroganță. Sunt cât se poate dezmerit în fața oricărei ființe. A oricărei ființe, nu numai a ființei umane. Și în fața divinității sunt cât se poate dezmerit. Pentru că așa cred eu că trebuie să fie. Însă probabil că sunt perceput ca fiind arogant. De ce? Pentru că în calitate de lider pot fi asertiv. Adică până când omul merită parteneriatul cu mine, este my way or the highway, adică ori faci ca mine, ori faci ca mine, din două una. Dacă declanșez, dacă dau drumul acestui program, înseamnă că știu ce am de făcut și nu am nevoie de completări. L-am creat, l-am făcut, știu că funcționează, mergi sau nu mergi. În momentul în care capeți atributul de lider și vei ști tu când îl capeți, atunci vom deveni parteneri. Atunci pot să obțin feedback de la tine. Nu înainte. Nu mă interesează cricotel, nu mă interesează cricotaș și uh, sunt uh, eu știu, probabil perceput ca fiind uh, eu știu îngânfat, dar nu sunt îngânfat, Nu am chestiile astea. Uh, sunt niște lucruri pe care nu le tolerez. Și de-aia mă percepe pe lumea așa. Nu tolerez prostia, nu tolerez nu tolerez lenea, nu pot să tolerez lenea, nu tolerez lipsa de disciplină. Nu tolerez lipsa de pregătire. Nu pot să tolerez lucrurile astea. Le-am tolerat în calitate de lider, am tolerat aceste lucruri și am plătit extrem de scump aceste, această toleranță. Și nu mai vreau să fac lucrul ăsta. Asta... Eu vreau ca... Eu să fiu liber și sunt liber și vreau ca și voi să fiți liberi. Ok, mai avem un telefon? Ok, um, ne vedem după o scurtă pauză. Ok, am revenit. Um, spuneam că vreau să fii liber. Că eu mă simt liber. De ce? Pentru că pot să iau orice decizie doresc. Și uh, sunt conștient de sistemele și de sistemul care caută să mă agațe din orice direcție. Și vreau ca și tu să devii liber. Vreau să devii liber în. în, 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 în... Orice. Adică să ții propriile decizii. Să nu mai depinzi de tot soiul de, de, de oameni sau de alt sistem. Să fii conștient, să fii prezent, să fii întreg. Ok. Uite ce spune Osho. Um, Apropo de ce spuneam de toleranța prostiei și a lenei și a... Um, libertatea nu înseamnă lene și nepăsare. Libertatea înseamnă responsabilitate. Dacă... Tu nu-ți asumi responsabilitatea, o va face altul pentru tine. Și așa devii sclav. Vrei să fii sclav? Eu niciodată n-am vrut să fiu sclav și nici nu vreau să fiu sclav vreodată. Sclavul nimănui, ok? Sunt un om liber, m-am născut liber, vreau să trăiesc liber. Este, este uh, valoarea mea primordială. Valoarea mea din top, din vârf. Este libertatea. Și te simți bine când poți să iei propriile decizii. Fără constrângeri. Că poți să ajuți, că poți să faci lucruri, asta e altă poveste. Însă în campania asta noi nu ajutăm pe nimeni, ne ajutăm pe noi înșine. Eu nu pot fi ipocrit să spun că eu nu câștig nimic. Ba da, câștig enorm. Pentru că cota mea de piață va sări sky high. După o astfel de reușită. Însă fiecare dintre noi va câștiga. Fiecare dintre noi va câștiga. Fiecare dintre noi va avea o cotă de piață nemaipomenită. Și în aia constă totul. În valoarea pe care o pui în piață, în valoarea pe cu care vii în piață, de-aia te angajează cineva. Nu pentru că ești frumos și deștept și ai apărut nu știu cum pe pământul ăsta. Nu, ci pentru valoarea pe care o pui în piață. Valoarea ta de piață contează. Valoarea ta de piață îți va aduce bani în buzunar, nu altceva. Și noi asta vom crește. Valoarea de piață, fără să ne gândim la bani. Nu banii sunt obiectivul nostru, ci creșterea noastră și contribuția noastră. Ceea ce dăm mai departe. Aia, în aia constă ăla e obiectivul nostru, practic. Banii vor veni ca un efect colateral. Și vor veni mulți. Pentru toată lumea. Pentru toți oamenii și pentru toți cei care vin după ei. Putem face o schimbare. Poți face o schimbare. Dacă vrei. Eu vreau. Eu mă schimb în permanență pe mine, nu ca esență, nu ca unicitate, ci pentru că nu copiez pe nimeni, ci îmi schimb setările mentale în funcție de obiectivele pe care le doresc. Alea schimbăm. În plus, vă voi ajuta să vă îngăduiți voi înși vă să aveți, să dețineți, să aveți o mentalitate de om care are. Să scăpați de mentalitatea lipsurilor. Asta va fi o parte esențială din uh, trainingul ăsta. Să, să, în plus vom, vom învăța să fim relaxați în ceea ce facem. Acțiunea asta pe care o facem nu e pompieristică. Nu ne grăbește nimeni, nu ne agită nimeni, nu, uh, nu ne grăbim niciunde, ci vom face toate, vom învăța să devenim relaxați și să facem lucrurile într-un mod relaxat, să învățăm într-un mod relaxat. Singura parte tensionată pentru voi va fi interviu. Atât. După aia nu mai există tensiune. Nu mai există tensiune, dar există responsabilitate. V-am spus că nu tolerez lipsa de disciplină. V-am spus că nu tolerez cricotela. V-am spus că nu tolerez chestiile astea. Și nu le tolerez, credeți-mă. Indiferent unde veți fi, în momentul în care a apărut asta, ne luăm rămas bun și mergem fiecare pe drumul lui. Ok? Um, acum o să vorbim un pic despre gândirea pozitivă. Ok? Am zis acțiune concretă. Atenție! Repet, pe 3 septembrie vom avea un eveniment major. Pe 3 decembrie vom avea iarăși un eveniment major, la care sunt invitați și cei din afară. Uh, vom... Uh, vom face publice chestiile astea și prin emisiuni și prin paginile oficiale și vom mai avea un eveniment care se va numi Întâlnire cu Destinul pe 15 octombrie. Un eveniment care nu are legătură cu chestia asta, la care e invitată toată lumea. Și de la evenimentul ăla s-ar putea să pornim o altă campanie. Ok, deci marcați lucrurile astea. 3 septembrie, 15 octombrie, 3 decembrie. Puneți-le în calendar. Ok. Emil Coué, sper că am zis, am, am pronunțat uh, corect uh, numele, e, a fost un farmacist francez uh, care a trăit la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci, el este considerat ca fiind întemeitorul gândirii pozitive. Și secretul uh, a ajutat o groază de lume să scape de uh, tot soiul de chestii cu ajutorul gândirii pozitive, a... A, a, a felului în care ai a, făcea el, această terapie, a, și secretul metodei sale rezida în cunoașterea superiorității imaginației asupra voinței. Deci, în momentul în care a, voința și imaginația sunt acolo, Imaginația întotdeauna câștigă. De-aia atunci când nu vrei un lucru sau când îți creezi o boală, în mintea ta, boala aia poate fi creată, poate somatizeze, poate fi creată în tine. De aia se spune că de ce ți-e frică, de aia nu scapi. Iată care sunt perceptele lui Emil Coe. Și vom discuta fiecare în parte. Putem să-l discutăm pe fiecare parte, pentru că face, începe să facă parte din acest training. Începe să facă parte din acest curs. Începând de acum. Acum e cel mai bun moment să începem, nu? Acum, dacă tot l-am lansat, acum. Acum este un moment crucial. Gândiți-vă că în momentul ăsta, dacă luați o decizie, sunteți pe linia asta de viață și de pe linia asta de viață, de aici, plecați instantaneu în altă direcție instantaneu, cu o decizie, cu o singură decizie. Iată ce spune omul ăsta, unul din concepte. Este bogat numai cine se crede bogat. Cel care se crede sărac este într-adevăr sărac. Un concept extrem de interesant. Este bogat numai cel care se crede bogat. Cum am, cum am realizat lucrul ăsta? Bineînțeles că am învățat de-a lungul timpului nu știu dacă a venit de la el sau din altă parte. Ideea e că de-a lungul timpului m-am lovit de chestia asta. Și la un moment dat mă întrebam de ce sunt stingher într-un magazin de lux. nu? Și întrebându-mă am căpătat răspunsul, pentru că nu sunt pregătit să fiu bogat. Până când nu am devenit lejer, până când nu am devenit ok să fiu într-un magazin de lux lux și să cer obiecte, să văd obiecte, să încerc obiecte de lux. Până atunci am știut că nu sunt, nu sunt pregătit. Și ăsta este un, un, un semn că nu ești pregătit. Dacă te duci într-un magazin de lux și îți place ceva și dorești ceva, însă ești tânjenit de lucrătorul comercial de acolo, înseamnă că nu ești pregătit să primești această bogăție. Pentru a deveni pregătit să primești această bogăție, vom învăța în cadrul cursului, și vă spun acum, de exemplu, îți lărgești zona de confort. Cum faci chestia asta? Având un obiectiv, având un, un film a ceea ce vrei să, să devii, având o definiție clară a bogăției, și având o imagine clară a ceea ce dorești să devii, în momentul în care imaginea aia clară intră staționează în background undeva în mintea ta, staționează în spate acolo undeva, rămâne acolo în spate tot timpul și o accesezi tot timpul, încep să devii confortabil cu imaginea. Încep să devii confortabil cu ideea de a fi bogat. Cu ideea de a avea și încep să ți permiți ție însuți să ai este foarte important lucrul ăsta. Să-ți permiți ție însuți să ai. Cum testezi asta? La fel. Mergi într-un magazin scump și vezi cum te simți. Fii prezent, fii atent, vezi ce simți în interiorul tău. Dacă simți disconfort în interiorul tău în continuare, înseamnă că nu ești pregătit. Și universul ăsta funcționează într-un anume fel. Nu răspunde niciodată nevoii sau doar a dorinței. El răspunde categoric meritului, nu nevoii. Numai cel care merită primește, nu cel care are nevoie. Nu cel care dorește primește, ci cel care transformă dorința aceea arzătoare în intenție de acțiune. De-aia vorbim despre acțiune. Acela primește. Imaginați-vă că aveți cutia de scrisori și știți că în cutia de scrisori este un cec pentru dumneavoastră. Un cec de cu o anumită sumă. Dacă dorești să lei, să iei plicul din cutria, cutia de scrisori, nu o să întâmple lucrul ăsta. Însă dacă transformi acea dorință, adică, nu se întâmplă nimic. Doresc, doresc, doresc să iau plicul. Sau? Ok. Doresc să ridic mâna. Și nu se întâmplă nimic. Numai dacă transforme acea dorință în intenție de acțiune și în hotărârea de a avea acel lucru, abia atunci poți să obții acel lucru. Ok? Nu înainte. N-ai cum să-l obții înainte. Avem un telefon? Ok. Um. Al doilea concept. Atunci când există conflict între voință și imaginație, cea care prevalează este întotdeauna imaginația. Astfel, cine se teme de boală o atrage. Am citit o chestie interesantă apropo de studenții la medicină care în primul an învață toate simptomele și constată că le au pe toate. <laughs> Ideea e că dacă îți focalizezi atenția către o temere, acea temere conține emoție, o emoție foarte puternică și se transformă într-o sămânță, practic. Acea sămânță va da roade în interiorul tău. De, de aia se spune că de, de ce ți -e frică, de aia nu scapi. De -aia, de exemplu, dacă noi ne strângem, există efectul placebo, adică îi dai unui pilule de zahăr și îi spui că i-ai dat un medicament de ultimă generație și el se face bine. De asemenea, există efectul nocebo. Adică dacă doi sau trei sau patru oameni se strâng și vor să-i facă o farsă unuia și se întâlnesc cu el și zice, vai ce galben ești, nu cumva ești bonlav, nu? Și vine și celălalt, înțelegi între ei, vai, parcă ai ochii galbeni, nu cumva ești bonlav și dacă suficient de mulți oameni îi spun chestia asta, ce face? Se îmbolnăvește. Asta se întâmplă în acest caz. Însă se întâmplă la fel dacă în mintea ta se rulează o astfel de temere, și nu se refere doar la boală, se refere la orice. La orice. Dacă ți-e teamă că nu vei fi angajat undeva, nu vei fi angajat. Dacă ți-e teamă că nu vei face față interviului cu mine, nu vei face față. Garantat. Deci scapă de acea temere, relaxează-te. N-ai ce să pierzi. Până acum n-a existat chestia asta. Nu poți pierde de acum înainte. Dacă vii cu mine, nu... Nu-ți nu, 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 nu face nimeni nimic, ok? Asta, este, asta a fost uh, campania pe care uh, doresc uh, să-i dau drumul de acum înainte. Asta este felul în care doresc să demonstrez. Să demonstrez ție că tu poți. Că este posibil pentru tine. Să demonstrez că emisiunea este posibil, pe autentică. Nu sunt doar vorbe, nu sunt baliverne ci funcționează. Toate principiile astea funcționează în viața reală. Eu știu până data viitoare când ne vedem și vom discuta mai multe aspecte despre apropo de Emil Cue, eu vreau să te pregătești. Vreau să te pregătești, vreau să intervii, vreau să întrebi, vreau să faci lucruri și vreau să mă contactezi Adică vreau să văd un feedback de la tine. Vreau să văd că efortul meu nu este în zadar. Ok? Îți doresc o săptămână incredibilă și nu uita! Nu este ușor ce-ți cer, dar este posibil și merită și tu meriți, pentru că există măreție în tine. Mulțumesc!